Vasile Marcu, mulțumesc. Este alertă la Chișinău după ce mii de cartușe au dispărut de la Brigada Specială a Poliției. Muniția a fost furată dintr-un depozit din capitala Republicii Moldova, iar hoții au pus nisip în locul cartușelor. O anchetă de amploare a fost deschisă acolo, iar ministrul de interne s-a implicat direct să rezolve cazul acesta. Laura Rânja, corespondent Antena 3 CNN la Chișinău, vine cu toate informațiile despre această alertă majoră, despre ce s-a întâmplat acolo. Laura, te ascultăm. Am găsit tuturor, 3200 de cartușe au dispărut dintr-o ladă a mascaților fulgeri. Despre aceasta au anunțat ieri autoritățile. De asemenea, în locul acelor cartușe a fost descoperită o grămadă de pietre și nisip. Ieri, când a fost depistată această dispariție, au fost alertați atât ministrul afacerilor interne, Adrian Efros, cât și șeful poliției, Viorel Cernăuțean. Aceștia s-au deplasat imediat la fața locului. Potrivit lui Cernăuțeanu, în cadrul Brigăzii Fulger a fost deschisă și o anchetă internă pentru a stabili toate circumstanțele, mai exact când și cine a avut acces ultima dată la acea ladă. De asemenea, ne-a spus șeful poliției că în cadrul Brigăzii Fulger sunt acum măsuri sporite de securitate și că toate forțele sunt antrenate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Din câte se cunoaște până la acest moment, cartușele erau fabricate până în anul 1985 și se află în cadrul Brigăzii Fulger încă din timpul războiului de pe Nistru, iar acum, pentru că termenul lor se apropia de expirare, forțele au decis ca acestea să fie folosite în exerciții. Așadar, când au vrut aceștia să disigileze acea ladă cu cartușe, au descoperit acolo, iată, pietre și nisip în loc de cartușe. Așteptăm să vedem care este reacția autorităților și dacă ne spun dacă au stabilit vreo circumstanță până în acest moment sau dacă a fost vreo breșă a sistemului.